till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Salutare jupânilor, eu sunt Cucomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Azi vom juca Farming Simulator 19 și acesta este episodul cu numărul 6 din seria noastră de roleplay pe România. Iar înainte de a începe episodul, v-aș ruga să apăsați butonul de like și să vă urez un la mulți ani de 1 martie și de ziua mărțișorului. Și dacă nu ați văzut, am făcut 52 de abonați, aproape suntem, poate vom face anul ăsta 100 de abonați. V-aș ruga să vă abonați la canal, să apăsați clopoțelul și la sfârșitul videoclipului un like și un share să vadă și prietenii voștri dacă o să vă placă acest episod. Noi o să începem episodul și haideți frumos. După cum vedeți, am mai puțin bani, am 500 și ceva de euro pentru că am plătit toate taxele și impozitele pentru fermă ca să nu mai am treabă anul ăsta. Și astăzi vom ce calde și frumos pentru prima zi de primăvară. Astăzi vom seamăna terenul pe care l-am descuit în episodul trecut, cel de acolo, ăla mare, și să vedem dacă vom termina astăzi. Bă, da, chiar e cald pentru martie. Să-i dăm și lui Bobby mâncare. Ce faci, măi, Bobby? Așa, și vom lua frumos tractorul UTB-ul. Îl vom lua și vom lua semănătoarea și vom semăna tot porumb. Ca să-i dăm ok frumos. Atât. Să atașăm semănătoarea și văd că avem aproape full semințe încărcat pe semănătoare și vom merge frumos să semănăm. Să ne apucăm de treabă să semănăm frumos porumbul. Dar să ne întoarcem frumos așa. Și vom lăsa porțile aici deschise, că nu cred că intre nimeni, că nu prea are pe unde. Așa, dar să... Op, cred că stăm pant, stai să-l dau mai în față. Atât, să deschid și eu portiera... ușa de pe față ca să nu intre să intre căldura și eu sau să intre răcoare, să nu, ca să fie bine pentru mine. Și deci să-i dăm cu semănatul, cred că mai așa, mai în dreapta, frumos. Atât. Deci deocamdată fertilizator v-am zis că nu am, dar voi face eu rost cât de curând ca să avem mai și de fertilizator și de erbicid, ca să avem mai multe recolte la treierat. Deci vom băga frumos aici ăsta semănătoarea. Aici o lăsăm stânga. Ăsta cum îi zice, indicator de brazdă, și vom începe semănatul frumos de aici. Deci semănăm frumos porumb. Hop, să o luăm mai așa, să... atât. Hai că cu semănătoare cred că terminăm destul de repede. Sper să nu ne ia o grămadă. Așa. Hai că merge și la semănat UTB-ul destul de bine, adică se descurcă, adică n-am probleme cu el. Frumos, să nu dăm pe lângă cu semănatul, că nu-i bine. Așa, o luăm frumos. Aici, dacă o să am timp, o să tund boscheții ăștia de aici și o să unez direct
că o să mai dau vreo două sau trei brazde cu plugul și voi mări terenul ca să nu mai fie două la un loc, să fie unul deodată așa și dar deocamdată îl lăsăm așa că abia pot să fac față la ăsta. Atât. Bun, am terminat odată, frumos. Pădica semănătoarea. O voi da mai spate frumos așa. Hai mai lateral. Se prinde toată asta, aș vrea, atât. Și voi schimba indicator de brazdă. O voi lăsa jos și o voi porni. Bun. Așa. Hai să o iau mai pe dreapta, așa. Bun. Hai că văd că și semănătoare e bună. Adică chiar merge bine. Hai că terminăm, cred că destul de... Terminăm mai rapid, cred că cu semănătoarea. Să-i punem și un girofar, frumos. Poate pe bucata asta din stânga voi semăna grâu, cel mai probabil voi semăna grâu. Să vedem care e diferența dintre preț și cum vom lua noi mai frumoasă recolta. Și cum ne iese mai mulți bani, că la primii bani aș vrea să iau un... Că să dau o remorcă din alea două sau să le dau pe amândouă remorcă cele mai mici și să iau una de lemn pentru UTB care știu eu și din banii aia mai pun eu niște bani pe care o să iau și o să-mi iau un case de ăla frumos mare și să vedem că ne trebuie și un tractor mai puternic. Căci cu tractorul ăla voi lua un plug mai mare ca să nu ne mai ia așa mult timp când voi mai ara cu plugul. Așa frumos, voi ridica ăsta, voi opri seamănătoarea și îl întoarcem frumos aici în popușoi. Atât, hop. Schimbăm indicator de brazdă. Bun, lăsăm seamănătoarea. Mai în spate, de fapt. Atât, și o vom pune din nou. Atât, bun. Hai că mai avem încă atât, așa am terminat. Hai să o iau și eu mai așa. Are semănat, e mai greu aleac. Da, mai așa, bun. Aici cu nămolul ăsta, nu știu. N-am ce să-i fac așa, îl las cu ea. Nu am cum, după aia dacă săpă cu o cupă, iau și din bucată, strâc și forma, am zis o las așa, că văd că deocamdată nu m-am împotmolit în amolul ăla, sper să nu se întâmple așa ceva, că nu-i bine. Hai că merge bine, îți discurc ăsta, văd că... Uși, frumos merge, numai e drag să dai pe aici. Scoate de-a fumul TB-ul ăsta, măi. Dar ai și olea că impozitul destul de mare, că... Na, e bătrân și el. Dar aș face treabă, văd cât din bine. Atât, bun. Poate în episodul viitor voi ara pe aici frumos, dar... Să vedem acum, nu știu cum să facem.
vom ara frumos acolo, vom pune niște sau vom merge la păduri, dar deocamdată nu știu. Mai întâi să termin cu terenele pe care le am, cam vreo 10 hectare după cum v-am zis. Să le fac pe toate frumos așa în parte, să scot niște recoltă și niște bani de la el. Așa frumos. Și după aia vom merge, cred că și la pădure. Și să vedem și de la pădure dacă scoatem vreun banc. Eu am niște pământ la pădure. Și da, nu mult, am vreo 30 de ari, nici un jumătate de hectar. Și să vedem ce zice și pădurarul dacă ne lasă să tăiem niște lemni și vinim prin stat sau vinim la complexul ăla mare pe care vi l-am arătat prima dată. Acum nu știu, să vedem cum o stai treaba cu recolta pe care o să o luăm, pe care o să cultivăm de aici. Și după aia, dacă o să strângem niște bani, o să ne iau un case și cu ăla o să umblu și pe la pădure. Că ar putea, și au 180 de cai, bomba aia, de aia ar vrea să ne umbre ăla. Ok, el bătrân, dar merge bine, bine. Chiar sunt bune tractoarele case și merg de rup, nu se strică celea, nu prea, adică de fapt nu se strică deloc. Am condus și eu prin acolo până am fost eu la muncă în Italia și nu l-am dus în service eu, cât am fost acolo pe el, nu l-am dus niciodată în service. Dar sper să prindem unul bun, cred. Uite că e destul din noroi pe la roz verde pe aici. Nici nu s-o simțit când am cu semănătoarea, când am semănat acolo bucata asta din fața asta mitică. Că când am luat acum dimineață tractorul cu semănătoarea era plin, ați văzut că era plin ochi semănătoarea. Mă părea, uite cum mai dăm două tur și am terminat, ești mai bun? Cât e 6? Îi... E 1 și ceva. Aia poate până la vreo 4 terminăm. Hop, 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 mai ușor. Bun. Lăsăm frumos indicatorul în partea asta altă. Și pornim frumos semănătoarea din nou. Sper să nu mai vin iar pentru un pun rând, să o iau mai pe stânga așa frumos. Și nu mai... consum încă un rând de seminții de la semănătoare, cu nu-i bine. O iau și eu mai așa, mai pișuștache. Mai așa, dar nici să rămân în pagubă pe partea asta. Dar nu cred, o să-i dăm doar o tură pe partea asta, așa o să terminăm răbdi. O să trebuiască să-i facem și la UTB-ul ăsta plinul, că văd mai are cam aproape jumate. Acum, dacă nu, cred că mă duc direct cu UTB-ul și îi fac un plin. Fac un plin de toți banii. Și... sau dacă nu, nu știu, văd eu. Dacă nu mă duc cu mașina cu butoi mari, dar nu cred că are rost. Direct, mai bine mă duc cu UTB-ul direct și îmi fac plin de acolo și gata.
Așa. Bun. Ia să tragem noi frumos ușa. Atât, că intră praf. Frumos, aici nu ne mai trebuie nouă indicatoare. Băgăm frumos. Hop, în jos. Hai, mă, nu vei. Bun, așa. Și-o pornim frumos, mamă. Trebuie să vin printr-o ăsta, dar nu cred că mai vin eu. Mai consum încă atâta... încă atâtea semințe pentru... 3 metri, pentru... hai, 3, 5 metri de... nu mai jos. Îmi consum eu tot... nu mai vin. Deja jumate de rezervori de la... de la semănătoare văd că am terminat. Bă, uite că 5 și n-am terminat, e nebun. Am zis că la 4 terminăm, dar de unde? Și eu mai vreau să se ar bucata și enitică, dar... de acum... mâni, cred. Că noaptea nu vreau să mă apuc iar noaptea, că... nu prea am timp să dorm și după aia doar la, iar la treabă în fermă. Nu am nici un chef, am pățit. Nu vreau să mai pățesc o dată așa. Poate de aici nu ies o părță mai mare. Că... avem aici o grămadă mai mult de 7-8 ori mai mult ca, mai mult, da, cam așa, de 8 ori mai mult ca bucata asta la, din față. Atât am terminat frumos în noi. Mergem, cred că să-i dăm un jet pe, îi dăm un jet pe semănătoare și pe FTB frumos. Da, frumos. Să nu ne lovim. Aici o luăm la stânga, frumos. Hop. Am vrut să o iau pe acolo ca să nu mai urc pe aici. Uite că s-au aprins becurile astea. Unde te mai apuci acum de arat, că iar îi prinde cu noaptea în cap și nu vrea. Ia să-l optim frumos, nu e aici, a? Lasă, bă, e murdar, bă, e murdar, oleacă. Așa, luăm frumos jetul, îl dăm pe tractor frumos. Așa, să-l curățăm, să facem un TB de oraș, să-l facem. Ia uite. Uite cum scuș la roți, frumos, așa. Ce geamuri. Hai să aprindem și o lanternă. Și frumos și semănătoare. Așa, bun. Hai să mai dăm o leac pe spate aici. Și la semănătoare aici, frumos. At, cred că e gata. Ia, gata. Frumos, tractor de oraș acum. Ia să ne urcăm noi în el iar. Așa, să-l ducem frumos și pe el acasă, la el.
Așa, am ajuns frumos la... Am mai terminat o zi de lucru. Punem frumos tractorul cu seamănătoarea de unde l-am luat. Hai mai în spate, hai că lăsăm așa, lăsăm așa. Oprim farurile frumos, oprim motorul. Ne dăm jos din el și mergem frumos acasă. Hai să-i mai dăm și lui Bobby o mâncare. Încă Bobby acolo, ai grijă tu. Frumos și mergem acasă noi. Deci și asta a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Dacă nu v-a plăcut, lăsați un like. Și un share să vadă și prietenii voștri. Și eu am fost Cocomin și pe data viitoare.